Ce l-a spus președintele Iohannis premierului Viorica Dăncilă și ministrului Muncii, vedem chiar acum. Am dorit, așa cum am convenit împreună, să avem o discuție pe tema salarizării, fiindcă lucrurile au evoluat și după un prim trimestru de aplicare a legii, cred că putem să tragem primele concluzii. Pe de altă parte, vedem că există categorii de salariați nemulțumiți, vedem că există manifestări sindicale. După ce va pleca de la Palatul Cotroceni, de la discuția cu președintele Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă va merge pentru prima dată în plen la ora premierului, la solicitarea grupului PNL. Liberalii au chemat-o pe Dăncilă în Parlament pentru a explica unde sunt banii din creșterea economică.